Alo. Alo, ce faci? Bine. Văd că nu ești bine, că te-am văzut tot la televizor. Da, dar de acum încolo o să fiu foarte bine. Da? Uh-huh. Eu am zis că o să vii acasă, să nu mai stai acolo, că nu sunt mulțumit cum ești acolo. Da, știu, nici eu nu sunt mulțumită, dar o să fie bine. Și acum dimineață să venim după tine. Azi m-am enervat un pic mai mult. Păi te-ai enervat un pic mai mult, deci discutând aici toți în familie, părerea noastră, nu știu dacă locul tău mai este acolo. Deci da. Un băiat care ține la cineva, nu interesează trecutul și nu interesează pe el ca să dai tu, indiferent ce ai zis tu. Că ai zis că a fost un job sau că poate te-ai pierdut și nu ți-ai dat seama că ai avut atâtea joburi în televiziune și probabil nu ți-ai dat seama când te-ai exprimat că ai avut un job acolo și din cauza asta atâtea discuții și atâtea și care a fost problema. Dacă el te iubește, să fie alături de tine de acum încolo. Pentru că este foarte influențabil și nu este pentru tine. Da, dacă decizia ta este să rămâi acolo, să nu cumva să te mai împaci cu Ionuț. Un băiat care nu este alături de tine și la bine și la rău, ăla nu este un iubit adevărat și nu are sentimente pentru tine. Da. Asta zic că dacă cineva zice un cuvânt despre tine, gata, deja ai pierdut. Nu se poate așa ceva. Tu ai 32 de ani, tu trebuie să alegi binele, să diferențiezi binele de rău și tu trebuie să-ți dai seama că nu este un om cu care poți să mergi pe un drum. Ce spunea Ionuț? Nimic, n-am spus nimic. Ai spus ceva? Zi tare! Nu mai știu exact ce am spus. Vorbesc fără să gândesc. Eu v-am mai spus că trebuie să fiți asumați și să vă asumați tot ceea ce spuneți. E normal să... Nu ai curaj să spui? Zi! Are 100 afară, normal, care ne alege ce. Cum? Are 100 de persoane afară care are mesaje, cum a spus și în emisiunea trecută, are de unde alege băieți. Nu trebuie să fii aici pentru un băiat. Te referi la fani sau la ce? Da, fix la fani mă refer. Noi am spus și în emisiunea trecută că l-am cunoscut pe Facebook. Poate să mai cunosc o persoană, să se întoarcă înapoi, nu știu, părerea mea. Ce părere ai despre sfaturile pe care le-a dat mama ei? I-a dat sfaturi bune, pentru că e fica ei, e normal să nu spun nimic rău. Nu?